Bonjoară! Mergem mai departe în emisiunea noastră. Gata, tem și știrea asta, am dat-o, ca să nu zicem că n-am dat-o. De se construiește, asta este bine. Ce nu se știe, în schimb, este cum stăm și noi astăzi cu berbecul, taurul și, bineînțeles, peștii și vărsătorul. Dacă nu-mi zici ceva de bine, Viviana, vezi că ne supărăm, ne certăm. Astăzi am nevoie de vești bune, te rog. La zodiile voastre. Dacă minte la pești, minte-mă și tu. Zice că astăzi ești optimist, vrei să stai cu oameni, să socializezi. Doamne ajută, să am vești bune. Hai, că am nevoie. Știu că ai nevoie. Berbec, este o zi minunată pentru carieră și pentru a te focusa mai mult pe partea profesională. Finanțele sunt foarte bine aspectate. Taur, o zi foarte bună pentru studii și călătorii. Orice examene ai de susținut, le vei trece cu brio. Gemeni, astăzi este o zi cu mare potențial de transformare psihologică. Fii totuși atent la ce emoții apar, pentru că s-ar putea să se ascundă ceva important în spatele lor. Rac, relațiile sunt în prim plan astăzi și te ocupi foarte mult de zona aceasta. Aspectele sunt benefice, așa că dacă au rămas lucruri nelămurite, este bine să le clarifici. Leu, te focusezi mai mult pe munca de rutină și pe sarcinile pe care le ai de împlinit. Ești mai aglomerat decât de obicei și acest lucru îți poate produce stres. Fecioară, o zi foarte bună din punct de vedere romantic. Profită de această energie pentru a ieși la o întâlnire. Balanță, este o zi benefică pentru a te ocupa de treburile casnice, mai ales că acum vine Paștele și probabil ești în plină curățenie generală. Ai spor deosebit la acest gen de activități. Scorpion, ești mai mult pe drumuri, într-o continuă mișcare. Orice fel de călătorie și tot ce ține de negocieri sunt bine aspectate. Săgetător, ai aspecte minunate legate de bani și de finanțe. Cu toate acestea, încearcă să eviți exagerările în ceea ce privește cheltuielile. Capricorn, ești într-o formă de zile mari, ești foarte productiv, orice îți propui îți iese cu ușurință. Te simți foarte bine și din punct de vedere emoțional. Vărsător, simți să fii mai retras, mai introvertit. Agitația din jur nu este deloc pe placul tău. Pești, astăzi este o zi în care te simți foarte optimist în elementul tău și dornic să ieși în lume și să legi conexiuni cu cei din jur. Acestea au fost previziunile astrale. Pentru mai multe informații, accesați pagina de Instagram a astrologului Alexandra David. Băieți, mulțumiți? Mulțumim din suflet, Viviana. Vești bune, domnul Bursucu. Suntem optimiști, eu învăț, poate călătoresc. Dar am o veste proastă, eu până una. Care? Deci acum am aflat știre de ultimă oră, breaking news, galben. Astăzi și duminică nu se joacă la lot, nu se fac extrageri. Deci tragerea specială de Paște ar veni sâmbătă pe 23. Da. Înțeleg? Adică acușca pe 23. Deci astăzi și duminică nu, dar sâmbătă pe 23, pa cu biletele înainte. Mai joc, că-i ziua mea. Extragerea specială de Paște. Păi da, cum toată lumea așteptam ziua de Paște, acolo duminică erau toți cu biletele. Da, că... Asta este, se mută cu o zi înainte. Vorba aia, dacă iei sâmbătă pod pontul ăla mare, păi duminică de Paște ești... Eu joc, că e zi norocoasă, domnul Bursu, că-i ziua mea. Dacă ai la potul... Japonia! Nu mai știu cât e potul la loto, dar bănuiesc că e mare. Oricum, cred, n-ai cred că depășește cât putem noi să numărăm. Am o știre pentru dumneavoastră, domnul Bursucu. Într-o notă pozitivă, marele anunț făcut de Maria Șarapova chiar în ziua în care a plinit 35 de ani. La mulți ani, să trăiască, doamne, să trăiască, doamna sănătoasă. Șarapova, dacă vă uitați la noi. Un ceai în cinste ei, doamne ajută. Da, ea ieri a împlinit 35 de ani, a serbat pe o insulă exotică alături de iubitei. Cum serbezi și tu de ziua ta, ai văzut? Mă duc eu la Buștene, așa s-a dus ea pe o insulă exotică și a făcut marele anunț. Este însărcinată! Bravo! Bravo! A mers în vacanță cu omul de afaceri, mă rog, britanicul, care este logodită. A spus, băi, domnule, vă arăt și poza, le-a arătat și o poză cu burtica. Acum întrebarea mea și curiozitatea mea, că știi. Voi știți ce spectacol făcea Șarapova în teren? Da. Oare așa o să fie și în salon când o să nască aceleași sunete? Poate nu naște natural, când știu repede. Bă, dar ești bărbatul ăla curios de țipete, n-am văzut în viață. Bă, dar îmi place să aud spectacole. Dai seama să treacă cineva, să treacă un fan al Mariei Șarapova, un doctor care e fan pe acolo și să audă... Păi, Maria Șarapova joacă tenis la noi în clinică. E, nu joacă tenis, scoate mingea, dacă mă înțelegi. Doamnelor și domnilor, 2,6 milioane de roni, ăsta este potul, pentru că v-am spus că suntem niște oameni informați. La categoria 1, 6 din 49, avem și la Joker, deci tot 2,6 milioane și la Joker. Ba, nu e bani, tăticule, important e să jucați dacă vreți să jucați.
Dacă nu vă place cartea, vorba aia, puneți mâna, jucați la lotul.